Get ready with me, mi-am propus să fac mai des astfel de videoclipuri pentru că, ok, mă aranjez în fața camerei, dar vreau să mai vorbesc cu voi, să vă povestesc ce am mai făcut, ce filme am mai văzut, pe unde am mai fost, dacă am fost. Și nu mă focusez pe machiajul în sine, o să vă las ca data trecută fotografii pe ecran cu produsele pe care le-am folosit, în timp ce eu vă povestesc una alta despre... Ce ziceam mai devreme? Da, cred că n-am apucat să vă spun în vară, pentru că am luat pauză, tot revin la chestia asta, dar am luat pauză și n-am mai apucat să vă povestesc, așa zic eu, aici pe YouTube. Am fost într-un loc foarte, foarte simpatic, aproape de București, la o oră de mers cu mașina, la Conacul Belu, care se află în localitatea Urlați. Și am găsit, bine, de mult am găsit conacul ăsta și voiam să merg, dar uite că abia acum s-a întâmplat să ajungem în vara aceasta. Și să știți că este foarte frumos acolo și chiar vă recomand dacă vreți să ieșiți un pic din București sau dacă stați pe lângă Ploiești sau în Ploiești sau pur și simplu dacă sunteți în trecere prin zona Ploieștiului. Să știți că este un conac foarte frumos. Ah, casa este superbă. La intrare, și o să încerc așa să vă las, cred că am fotografii, să vă las ceva fotografii. La intrare este un muzeu, după care mai mergi ce mai mergi și ajungi efectiv la conac. Se plătește separat muzeul și este un muzeu cu despre arta fotografică, de fapt, da? Alexandru Belu, parcă el era pasionat de fotografie și sunt foarte multe camere foto, camere de filmat expuse acolo. Iar conacul acesta este o casă superbă, o casă minunată. Se vizitează în mod normal mult mai mult decât am vizitat noi la momentul respectiv, dar din cauza pandemiei asta a fost situația. Probabil că o să mai mergem și cu altă ocazie, când o să se deschidă tot, pentru că e foarte, foarte, foarte frumos, plus că zona în sine este frumoasă și a fost plăcut drumul până acolo. Nu mai zic că și în Ploiești sunt o groază și o groază de muzee și de locuri interesante, cum ar fi Casa Memorială Nichita Stănescu. Weekendul trecut am fost la Muzeul Micul Paris, care se află undeva prin centru vechi, pe Lipscani. Inițial voiam să mergem la Muzeul Militar. Și vreau să mergem la Muzeul Militar de ani și ani de zile. Asta de când l-am vizitat într-un an, de Noaptea Muzeelor, știți, evenimentul Noaptea Muzeelor, și am ales printre altele să mergem la Muzeul Militar, doar că atunci s-a vizitat foarte puțin, adică era foarte, o parte foarte mică din muzeu deschisă pentru public, pentru acest eveniment, și am vrut să mergem weekendul acesta, dar la fel, era închis, adică se închidea casa de bilete pe la ora 4 și era deja 4 și nu plecasem de acasă. Da, poate mergem weekendul viitor sau nu știu când o să mergem. Da, și am ajuns la Muzeul Micul Paris până la urmă. Foarte frumos, chiar vă recomand, dacă sunteți din București sau dacă aveți drum prin București, dacă mergeți prin centru vechi, chiar vă recomand să-l vizitați, este foarte, foarte, foarte frumos. Evocă cumva stilul de viață și cum erau casele aranjate, amenajate în vremea respectivă, adică când spun vremea respectivă, perioada interbelică. Foarte frumos, intrarea este liberă, poți să fotografiezi fără probleme, doar că, na, la intrare este un panou și muzeul, evident, ca să funcționeze, are nevoie de bani și vizitatorii sunt îndemnați să facă o donație către muzeu și sunt acolo niște sume pe care ei ți le sugerează, o sumă minimă pe care să o lași ca donație. Noi am dat 30 de lei fiind un cuplu, pentru cuplu era 30 de lei, dar a meritat toți banii. Oricum, dacă mergeam la un oricare alt muzeu și plăteam intrare, plăteam și taxă de fotografiere, tot pe acolo ajungeam. Deci una peste alta a meritat, ne-a plăcut foarte mult. Și vă recomand și vouă, dacă
vă interesează activitățile de genul acesta? Eu acum mă pregătesc, nu ca să plec undeva, deși s-ar putea mai încolo să ieșim puțin la cumpărături, supermarket, chestii de-astea, dar mă pregătesc ca să filmez un alt videoclip. O să încep seria de videoclipuri, colecția mea de puncte-puncte. O să încep cu ojele și, culmea ironiei, nu am manicura făcută. Da, o să vă arăt colecția mea de oje. Tot în vară am fost și la Muntele Roșu, am făcut așa o drumeție, am fost și pe la Brașov într-un alt weekend. Să știți că nu prea m-am uitat la filme în vara aceasta. Am dat drumul la niște seriale și când zic că am dat drumul, seriale pe care le-am mai văzut, dar din dorința de a avea ceva așa pe fundal, am zis să mă uit pentru a nu știu câta oară la Friends, m-am uitat și la Sex and the City, am vrut să revăd serialul și de curând m-am uitat la Modern Family. De fapt, nu văzusem ultimul sezon, sezonul 11, și am zis hai să-l reiau pe tot. Este pe Netflix, este și pe HBO Go. Și am reluat toate sezoanele, că nu mai știam exact ce s-a mai întâmplat cu ei. Și da, cam astea sunt serialele pe care le-am văzut, de fapt revăzut, că Friends, nu știu, cred că e a 10-a oară când mă uit la serialul ăsta, dar este unul dintre serialele mele preferate și mă simt bine când mă uit la el și să-l aud acolo pe fundal. Dar m-am uitat la filme în ultima perioadă, m-am uitat la filme și am patru filme despre care vreau să vă vorbesc. Vreau să mă dau și cu puțin tuș. Și trebuie să mă concentrez. Încep cu creionul, pentru că asta este metoda mea. Mai întâi vin cu puțin creion, apoi vin efectiv cu tușul. Mi-au ieșit niște codițe mult prea mari, nu e ceea ce urmăream, dar în fine, o să le las așa, nu mai modific. Da, filme. Ne-am uitat într-o seară la Zodiac, un film de prin 2007, ceva de genul, este mai vechi, nu știam de existența lui. Care de fapt este despre The Zodiac Killer, un criminal în serie care a trăit și și-a desfășurat activitatea, între ghilimele, de criminal prin anii 60-70 în Statele Unite. Faza este că am auzit despre The Zodiac Killer, dar nu știam de existența acestui film. Știam despre The Zodiac Killer. Un caz foarte interesant care, până la urmă, o să fiu un pic spoiler, deci dacă nu vreți să aflați, atunci dați skip. Nu s-a aflat cine este. Erau foarte, foarte aproape, de fiecare dată erau foarte aproape cei din poliție, dar nu au reușit niciodată să îl prindă. L-am văzut pe Netflix, dacă nu mă înșel, este disponibil pe Netflix. Iar pe HBO m-am uitat la... Oh my God, deci nu-mi place deloc. Uitați-vă, se vede cât este de patchy, adică să întindem pete, acest bronzer slash pudră de contur de la Smashbox. Tot trag de această paletă ca să o, nu ca să o termin, dar cât de cât să ajung la tăviță. N-am cum, pentru că arată atât de rău pe față, deci, în fine, o să fac și în partea stângă să arăt rău și în stânga și în dreapta, să arăt măcar la fel, să fie o oarecare simetrie. Deci arată rău și patchy și nu îmi place. Ok, aici e și drăguț. Aici nu. Aici este o zonă unde produsul nu vrea să stea absolut deloc. Oh, nu, nu, nu-mi place paleta asta. Am încercat-o de o mie și una de ori. Am dat 11.000 de șanse. Nu îmi place și nu o recomand. Oh, în fine, să trecem peste ea. Și în loc de bronzer, să știți că am mai folosit pudra asta de la Physicians Formula Super BB, care este o pudră cu SPF, dar e foarte închisă pentru mine, cel puțin în momentul de față, și am mai folosit-o ca bronzer.
are și SPF, it's ok. Deci am alte filme pe care le-am văzut pe HBO Go, adică pe site online, că nu la televizor, n-am televizor, nu mă uit la TV. Am văzut, cum se numește, A Beautiful Day in the Neighborhood, un film cu Tom Hanks despre protagonistul unei, Mr. Rogers, da? Protagonistul unei emisiuni pentru copii din Statele Unite. Bine, asta de acum foarte mulți ani, că omul a și murit între timp, adică, na. Un ziarist, Lloyd, parcă îl chema pe ziarist, care avea diverse probleme și, în fine, el a fost, lucra la o revistă și a fost trimis să ia un interviu lui Mr. Rogers. Nu era genul lui de... el era ziarist de investigație, adică nu lua interviuri și nu făcea chestii de astea, dar a acceptat jobul acesta și între cei doi se leagă o prietenie. Mi-a plăcut filmul, deși pare destul de plictisitor la început, chiar am zis, ah, este... Nu, nu pot să-l urmăresc până la capăt, este prea lent, prea... Nu știu, nu mi-a dat așa un vibe foarte bun. Dar am continuat să-l urmăresc pentru că cumva eram curioasă de ce se va întâmpla. După primele 10 minute, cumva a început să mă prindă cât de cât filmul. Și nu-mi pare rău că l-am văzut pentru că a fost chiar interesant. Și un film care mi-a amintit așa de copilărie și de emisiunile pentru copii care erau pe vremea mea, când eram eu copil. Și după ce am văzut filmul acesta, zic, hai să mai văd încă unul, pentru că mai aveam chef de un film, zic, poate găsesc ceva mai așa, mai antrenant, mai cu suspans. Și, în fine, n-am găsit unul mai antrenant și mai cu suspans, am găsit unul lacrimogen, Judy, despre... Cred că ați auzit de filmul acesta, nu știu, despre viața, de fapt nu despre viața, despre ultimul an maxim, așa să zicem, din viața lui Judy Garland și, Doamne, acest film este și făcut aproape unul la unul cu realitatea, adică nu s-a intervenit foarte, foarte mult asupra a ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în realitate, în viața ei. A fost super așa, cum să zic, emotional și îți dai seama, deci ea a devenit dependentă de pastile din copilărie. I le dădea maică-sa. Deci n-a avut nicio șansă ca adult să cunoască un alt stil de viață decât ăsta, să fie dependentă de pastile, să nu mănânce, nu avea voie să mănânce. Nici chiar de ziua ei. Nu, n-a îndrăznit să ia o bucată de tort. Adică nu avea voie să mănânce tort, nici măcar de ziua ei. Foarte trist, foarte, foarte, foarte trist. Îmi dau seama că a fost o femeie cu o viață, deși în lumina reflectoarelor, deși poate adulată, invidiată, de foarte, foarte mulți. De fapt, ea a fost o femeie foarte tristă, cu o viață foarte tristă. Un alt film pe care l-am văzut, Ford vs. Ferrari. Ah, deci ăsta mi-a plăcut la nebunie. A fost așa, mai antrenant, mai cu suspans, mai cu acțiune, nu lacrimogen. Ford vs. Ferrari este vorba despre cum a luat naștere Ford Shelby și cum au câștigat cei de la Ford cursa de 24 de ore de la Le Mans, parcă așa se numește localitatea, sau în fine, asta era numele cursei din Franța, pentru că au reușit să creeze o mașină care chiar să reziste, să fie super puternică și erau acolo cu Ferrari, se luptau să-i întreagă pe cei de la Ferrari pentru că dețineau cele mai multe premii, cel puțin la această cursă, dar nu numai la această cursă, care era foarte, foarte importantă. Nu știu dacă în ziua de astăzi mai sunt astfel de curse de mașini, în afară de Formula 1, nu știu ce mai este. N-am mai urmărit de foarte multă vreme. Foarte mișto filmul cu Matt Damon și ăsta, Christian Bale, au jucat senzațional, nu știu, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Iar un film pe care vi-l recomand. Și cam asta cu filmele.
Și cu iluminatorul, trebuie să mă dau cu ruj. Dar nu pot să vorbesc și să mă dau și cu ruj. Așa că mă dau cu ruj și revin. Am folosit de fapt un gloss, vă las pe ecran sau v-am lăsat deja pe ecran ce am folosit. Vă las și în descriere lista cu toate produsele utilizate în acest machiaj. Este un make-up pe care l-am tot purtat în ultima perioadă, doar că diferă fardurile. Folosesc diverse nuanțe, uneori merg chiar pe ceva super super neutru, acum am mers pe, să zicem, ceva culoare, un fel de auriu, dar tuș pe care nu-l mai duc până în colțul intern, îl pornesc cam de la jumătatea ploapei înspre exterior. Uneori îl fac mai mic, acum mi-a ieșit cam mare linia de tuș, dar pe filmare cu siguranță o să arate ok. Da, acesta este machiajul, tutorialul care n-a fost tutorial pentru că nu am vorbit despre make-up, am vorbit despre ce am mai făcut, filme pe unde m-am mai plimbat. Și spuneți-mi părerea voastră în comentarii, ce ați mai făcut voi, ce ați făcut prin vara aceasta și în luna septembrie și pe unde v-ați mai dus, ce ați mai văzut, ce ați mai vizitat, ce ați mai citit. La capitolul citit nu mă întrebați pentru că sunt praf la capitolul citit, filme, seriale și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua! La revedere!